La 24 de ore de la anunțul făcut de primarul Slatinei, Mario Demețo, despre reducerea prețului la apă, Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a convocat o conferință de presă. Oprescu a declarat că este de acord cu această scădere. Mai mult, șeful CJ Olt susține că, mergând pe logica anunțată de edilul Slatinei, prețul la apă ar putea scădea până la 9,5 lei, deci reducerea să fie și mai mare. Dacă acest demers este legal, sunt de acord cu el. Dar aș vrea chiar să completez că în urma, mergând pe logica pe care au abordat-o ei privind reducerea prețului la apă, rezultă chiar un preț mai mic la apă și cred că pe această logică mergând și putem ajunge la un preț la apă de 9,50 lei, deci reducerea poate fi mai mare și Consiliul Județean susține ca acest preț să fie 9,50 lei. Săptămâna viitoare va fi convocat Consiliul de Administrație al Companiei de Apă, iar atunci slătinenii vor afla dacă scăderea prețului la apă este legală. Oprescu susține că toate deciziile Companiei de Apă trebuie să fie conform legii, pentru a nu se mai repeta situația în care Primăria Slatina a încercat acum câteva luni să iasă din CAO, demers care a fost declarat ilegal de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Președintele CJ Olt cere ca, după ședința de constituire a Consiliului Local de astăzi, primul proiect inițiat să fie cel prin care se oferă slătinenilor cei 5 metri cub de apă gratuit. Vrem să fim siguri că acest demers, așa cum spuneam, este unul legal. Dacă el este legal, suntem de acord cu el, cu propunerea că apa poate fi chiar 9,50 lei. Pentru că mâine se întrunește noul Consiliu al municipiului Slatina și vor depune noi consilieri jurământul, îl provoc pe actualul primar al municipiului Slatina, ca după ședința de constituire să convoace o ședință extraordinară care primul proiect pe care îl adoptă noul Consiliu să fie proiectul prin care dă cei 5 metri cub de apă promiși slătinenilor. Consiliul Județean Olt cere ca nota de fundamentare să fie una bazată pe legislația în vigoare, iar dacă va fi pus în funcțiune acest demers, atunci toți oltenii care primesc apă de la compania de apă vor plăti un preț mai mic.